Nu neapărat, pentru că nici nu m-am pregătit pentru seara asta cu ceva glume catalizic pe asta neapărat. Am zis, hai să vedem ce ne oferă publicul, pentru că eu sunt foarte deschis la a improviza pe scenă și nu numai, am un bagaj de glume care este atât de variat încât pot să fac și copiii de până într-un an să râdă. Care se plâng până într-un an că mă repet. Și se uită, ei nu poate să transmită chestia asta, dar au fața aia de aia. Bă, altceva n-ai. Încerc și alte... Te-ai stricat. Ești slab. Dar publicul este important pentru noi, pentru că de obicei se unește într-un public și lumea râde și lumea aplaudă și lumea se simte foarte bine, dar mai sunt iscoade în public. Iscoade, li se spun heckler în engleză. Sunt oamenii aia care au venit la spectacol pur și simplu puși pe hateream. Se cheamă chestia asta, hateream. S-au vorbit de ampule, scuză-mă. E un subiect mai sensibil. Nu găsesc neapărat cele mai elevate cuvinte. Și de asta nu e nicio problemă, pentru că știu că știi. Știu că știi. Am văzut și părința, știu ce vrea. Te-am pune cea mai mică problemă. Fiți, dar mă, se timpă, în schimb, e de nejucat cu ea. Nu te joci cu pizda măsă. Pizda măsă se supără toată familia. E gata! Se ridică taicuțul de ampule de la masă. E gata! Te rog frumos să vorbești frumos! În fața mamei tale. Chestiile astea s-a că nu te joci. Sunt chestii, nu le-a mai văzut nimeni de foarte multe. Posibil să nici nu există. Uite la tine în cameră și blochează ușa cu cheie. The winter is coming. Dar e foarte important că sunt iscoade în public, sunt oameni în public care se mai trezesc așa din când în când să zică lucruri. Sunt reacții care îl doboară pe comediantul pe scenă, care are un orgoliu maxim. Eu am un orgoliu maxim și nu cred că niciun comediant care să aibă un orgoliu minim. În mare parte, ca să fim pe scenă asta, trebuie să avem un ego mare. Și un orgoliu foarte mare, că dacă e cineva care comentează, prima reacție, cineva a vorbit în timpul numărului meu de stand-up comedy. Tu știi cât lucrez eu la glumele astea? Tu știi cât lucrez eu ca să fiu ceea ce sunt eu pe scenă? Și tu mă întrerupi, futu-s morții. Este reacția asta, oameni. Îmi vine să-i tai capul, jur, vine să-l omor, îți dai seama. Ce? Ce a vorbit? Și sunt reacții de la femei care sunt mult mai usturătoare, că femeile nu sunt ca bărbați care tot dau din topor. Aveți că! Cam așa se aude de la un bărbat. Aveți că! Și mai râde cu celelalte scoade de la masă. Femeile sunt domnițe. Bă, subtile femeile. Ele au o hetăreală care nu e pe cuvinte, este pe reacție, este numai atâta trebuie să-ți facă o femeie în sală și să te doboare. Reacția este, Doamne, ce m-am plictisit! Și asta rezonează cu plictiseala din omul care e pe scenă. Mamă, când ajunge plictiseala ei la plictiseala mea, să întâlnesc două suflete, Doamne. Și să urăsc aceste suflete. Și cineva s-a plictisit și asta nu e ok să se plictisească cineva. Ce e asta plictiseala? Bă, ce e asta? E o boală din punctul meu de vedere. Să trăim în acest an 2016, să ajungem să ne plictisim la ce se întâmplă în jurul nostru, la câte lucruri sunt de făcut. Mie mi se pare o boală. Cum să te plictisești? De ce mai rămâi la un lucru care te plictisește când sunt atâtea lucruri care să nu te plictisească? Du-te la ceva care să nu te plictisească. Dacă te plictisește ceva, pleacă de acolo și du-te și pe un lucru care să-ți trezească cheful de viață. Tu
și câte lucruri poți să faci ca să nu te plictisești, poți să înveți să înjuri în latină. Poți să schimbi numele de Dumnezeu în Biblie cu bebiță și să recitești Biblia să vezi dacă mai are același efect. Serios, și în a șaptea zi bebiță s-a odihnit. Și bebiță i-a dat lui Moise două tămplițe cu 10 porunci în care a treia era să nu iei numele lui bebiță în deșert. Și tu stai să te plictisești la un spectacol de stand-up și să-mi dai reacția de... Păi coitus interruptus pe fața lui mă.